februarie 2018, este legal constituită și își poate desfășura lucrările. La ședință participă un număr de 14 consilieri dintr-un total de 15. Lipsește motivat doamna Tărcuță Elena, care se află la spital. Conform înțelegerea anterioare, președintele de ședință se alege în ordine alfabetică. Această ședință a urmat să fie condusă de către domnul consilier Costea Dan. Cine este pentru, vă rog frumos? Este cineva propriu? Domnul președinte, 14 voturi pentru 14 voturi. Te multe rămâne? Da. Bună ziua! Vă mulțumesc pentru încrederea acordată. Observ că dintre noi, consilierii locali, avem și participat la ședință. Asta e lucru foarte. Vă înseamnă că prezint din interes probleme care sunt mai care sunt tot vreo mai vezi. Pentru început, fiindcă este o regulă, dau, vă rog, mă adresez către domnul consilier, dacă au dat citiri sau dacă au obiecțiuni de făcut la procesul verbal de la ultima ședință din Consiliul Local. Domnul Jorgiu. Da. Am fost, am discutat cu angajatul, cu partenerul de buget al omului, cu telemedii. Nu i s-a prezentat la această hotărâre anexa. Și nu putea, nu poate pune în aplicare ce am hotărât în Consiliul Local. Vrem să știm ce anexă ar trebui să aprobăm. Când am spus clar, niciuna. Chemați doamnele aici să ne spună că nu s-a pus anexa și nu știe cum să... E vorba de taxe și impozite. Da. Ceea ce a făcut... S-a revit din 2007. Da, care s-a revit asupra hotărârii Consiliului Local din... Deci la bază acestui hotărâri, nu are și anexa, așa cum spune. În hotărâri. Da, am înțeles. V-a spus că doamna nu se încasează? A spus că dacă va veni puterea de conturi, ea se va evita probleme și a spus toți cetățenii comuni se va trezi cu penalități majorări și penalități. De ce dacă Consiliul Local a adoptat? Da, dar nu aveți anexa în spate și nu știi la ce se încaseze, cum se încaseze. Spune clar, vorba nu am venit, vă spun ce mi-a spus el. Nu sunt specialist în domeniul ca să ne contrazice. Vă spun doar ce mi-au spus el. Și din câte știu, văd la Alex, ar trebui să fie raportul compartimentului de specialitate. Nu e adevărat. Nu știu de ce să mai trebuie altă lucru. În 2017, în luna decembrie, tot așa s-au aprobat taxele. În baza raportului compartimentului de specialitate în comitet de telemedici și expunea de motive a domnului Tim Zorin, care era spunea unui taxă și impozit, dar este extrem de motiv. Asta nu s-a, aia a fost la bază anexa. Acum, de ce nu se respectă acest lucru? Ca să rămâne problema, tu te duci un pic să-l ia din Ieluța? Da, asta. Hai de problemă. Asta nu. Ieluța? Da. Să ne spuneți vorba, ca să nu știu cum vreau vorba, da? Da. Eu am înțeles că nu știu pe ce de taxă, nu? Da, spuneți așa, dar așa spus. Vreau să văd întâlnirea noastră, înțelegeți? Dar vă spune, într-un caz de venică, suntem venicate cu venit votul, le va întreba, și vă spune ce le anexă. Ei, în decembrie, au la bază în spate raportul compartimentul de specialitate ca anexă. Dar acum nu se mai află. Nu știu de ce nu a ajuns. Poate acum să le alegem. Da. Da. Eu, în unii de vezi, duce la deprinire hotărârile Consiliului Local. Da. Hotărâre Consiliului Local. A emis o hotărâre cu ședința extraordinară. Din luna februarie. În care scrie conform inițiatorilor de la care au... Da, vă întreb unul primar. Sunt încasează taxe și impozite? Normal. Păi asta mă întrebam. Am spus că da. Se încasează... Am și spus, n-am spus că nu. Dar mi-a spus, într-un caz, în vă fi de un caz de curtea de conturi, se va trebui ce vă zic comune. Eu vă spun ce mi-a spus el, să vină să confirm aici. Nu, atunci, dacă nu, nu se uită mai... Nu am zis, e vorbul de sare din partea... Dar ce vreau să vă spun? Să rezolvăm această problemă prin consemnarea procesului verbal. Mama a rezolvat la ce? Da, eu cred că e problema. Eu propun în felul următor. La următoarea ședință
să ne dați explicația dacă este sau nu este. Spune, nu știm. Deci eu vă spun, de punctul meu de vedere, hotărârea de Consiliul Local s-a pus în aplicare. Asta este problema cetățeanului. Restul personal o să discută. Ce ați inițiat voi, s-au aprobat. Deci s-au aprobat? Deci s-au aprobat, dar aici spunea la baza lipsă, nu are niciuna lipsă. Doar o simplă hârtie la aia. Și-a spune că are și o lipsă. Deci sunt subliniat. Și-a făcut efectul pentru că așa a fost promovat proiectul de hotărâre. Se, dumneavoastră, în calitate de consilier, ați inițiat, ați solicitat punctual acest lucru, ați aprobat cu unanimitate de vot. Primarul comunei duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local. Da, domnul primar duce la îndeplinire și o pune în aplicare. În urma discuției care am avut, deci... Dacă mai sunt subiecte la acest ceva... Dumnealui poate să-i explice. Mai e cineva care are o problemă de cristalizare? Primarul. Ne-am motivat că au făcut și reparat, referat. Toate dumneavoastră și da. Deci mulțumim, domnul Sfugiu. Păi ne-am mai fiind obiecțiuni. Să punem la vot procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru, frumos? Mai puțin domnul Costea și cu doamna Giurgiu, care au fost absenți motivați la ședința anterioară. Da. La ședința 37. Cu proiectul. Așa este. Da. Deci... Deci, privind la produs de bani, deci ați spus un lucru? Ireți o fac. Bun. Trebuie să trecem la ordinea de zi. Pentru început am să dau citire la cele 4 punte. Primul punct, proiect de hotărâre privind alocarea bugetului local al Comunei Liveți, județul Bacău, pe anul 2018. Proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual al achizițiilor publice pe anul 2018 în Comuna Liveți, județul Bacău. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local conform legii numărul 416 de 2001, de și completată, care se vor realiza cu familii sau persoane singure solicitante și beneficiari de ajutor social în Comuna Liveți, de Zăbacău, pe anul 2018. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de acces la drumul local Orășa, Drumoară, și drumul comunal Prăjoaia Mateiești, DC156, aflate în domeniul public al Comunei Liveți, în scopul executării lucrărilor de exploatare agregate minerale din perimetrul Prăjoaia, curs de apă râul Tadrău, Marul Drept, pentru reprofilarea și deformatarea albei UAT Liveți, județul Bacău. Pentru că la ședința de ziua de astăzi sunt mulți participanți interesați de ce se întâmplă în Comuna Liveți, eu am să propun un al cincilea proiect și anume diverse. Am să propun punctul diverse. Dacă sunt de acord. Dar dacă sunteți de acord, atunci, domnul secretar, o să votăm în loc. Bun, cine este pentru ordinea de zi cu cele 5 puncte, inclusiv cel adăugat de domnul președinte de ședință, diverse? Cine este pentru, vă rog? Este cineva împotrivă? S-a abținut cineva? Domnul președinte, 14 voturi pentru sau aprobat ordinea de zi cu cele 5 puncte. Și pentru că ședința este una amplă și cu multe discuții, deja am să mă refer la primul proiect al ordinii de zi și a să dau citire. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local al Comunei Liveți, județul Bacău, pe anul 2018. Dar înainte de a discuta punctul numărul 1, totuși am să-i dau cuvântul domnului viceprimar, înlocuitor de primar, dacă are ceva să ne spună despre dacă s-au întâmplat lucruri deosebite sau normale, comună până la ședință. Da. Bună ziua, vă mulțumesc, domnule președinte. Bine ne-am regăsit la ședința Consiliului Local din data de 26.02.2018. O ședință, zic eu, interesantă din toate punctele de vedere. În primul rând, ați văzut primul punct pe ordinea de zi, este bugetul Comunei Liveți, pe anul 2018. În legătură cu activitatea noastră din luna ianuarie și luna februarie, în primul rând aș vrea să menționez faptul că am trecut câteva coduri
meteorologice, aici mă refer la codul portocaliu, care la sfârșitul săptămânii trecute am trecut prin el, în care am recurs la unele acțiuni în ceea ce privește siguranța cetățeanului și nu numai a instituțiilor, funcționarea la parametri normal. Am avut o comunicare, zic eu, permanentă cu prefectura, situații de urgență Bacău, controle, am decurs la permanență în comun primărie și lucrurile până în momentul de față au trecut cu brio, nu am avut probleme nici cu drumurile, cu circulația pe drumurile publice, nici cu persoane care să întâmpine unele probleme de sănătate. Suntem în regulă cu aceste lucruri. Raportele făcute la nivelul județului au fost ok, iar controlele și comunicarea a fost de bun augur. Acum, rest, activitatea de zi cu zi a mers normal. Suntem instituția a funcționat. Cu toate că mi se aduce aici că, nu știu, domnul viceprimar sau așa, fiind șeful instituției, am dus la îndeplinire toate sarcinile care mi-au fost cerute. Vă mulțumesc și vreau să salut aici prezența cetățenilor din comuna Livez, care mie îmi face cu o deosebită plăcere să iau alături, să putem comunica, să putem să avem o transparență și o comunicare directă cu cetățeanul. Cu toate că aici ar vrea să cert un pic consilierul local, ar trebui să aibă o comunicare și să vină mai des cu tot felul de probleme care le întâmplă cetățenii comunei Livez. Și ca fiecare să-și facă treaba cu în ceea ce sunt aleși aici la nivelul instituției noastre. Știu că consilierii au acum audiențe, știu că au un plan de acțiune mai nou, aș vrea să-și facă fiecare treaba și să putem duce la îndeplinire sarcina care ne-a dat-o cetățenii. Dar vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule viceprimar, primarul funcției. Da, cum vreți să spuneți? Da, domnule. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Domnilor, stimat prezidiu, stimați oaspeți și stimați colegi. Eu aș vrea să ridic o problemă, consider eu că se merită, în ceea ce privește ființa noastră națională. Ne aflăm în anul 2018, anul Marii Uniri. Din 1918 și până astăzi, deci avem 100 de ani. Domnilor, pe scurt, suntem uniți așa cum ne-au lăsat cei care și-au dat viața pe câmpul de luptă, 22.000 de ostași români, Ardealul, Moldova și o țară românească. Unde e bucata noastră din Moldova? De ce guvernanții noștri, mă refer în totalitate, nu bat felul cât e cald, pentru că cetățenii din Republica Moldova, deja 39 de consilii locale, au adoptat declarații de unire cu România. De aceea voi propune, cu permisiunea dumneavoastră și a dumneavoastră, să adoptăm și noi o declarație de unire cu frații noștri de dincolo. Pentru că este normal, domnule, este anormal. Prutul desparte ce desparte? Român de român. Ăsta este adevăr. Iar statuia lui Ștefan cel Mare e în parcul de la Chișinău. Cu Biblia în mână și cu sabia în mână. Păi dacă Ștefan cel Mare a 1574 domnit, după aceea Mihai Viteazul, un trăgitul acea unire. Păi noi astăzi ce facem? Nici după 100 de ani nu declarăm și noi să venim în ajutor fraților de dincolo. Declarații de acceptare sau de unire. Domnilor, nu vreau să vă rețin prea mult.
39 de consilii locale din județul Redenița au dat astfel de declarații. Igor Dodon, președintele a 60 Republici Moldovenești, eu nu o recunosc în veci. Sigur, a fost în satul lui Nadal. Și cetățenul tăbără pe el. Unele cu România, nu a zis nimic. Dice, pentru că el este un rusofon din el. Pentru că ce-a făcut Stalin? O deportat moldoveni, herești moldoveni, i-a dus în Siberia, mai nu știu pe eu frăștia în toată Uniunea Sovietică. Și-a adus în ruși în loc. Dar problema este următoarea. În 1940, când s-a făcut acel protocol, pactul Ribbentrop-Molotov, din ordinul lui Stalin, la care se amnașă tatăl lui Ion Iliescu Alexandru, Alexa Ilievici, așa, nu este legal din punct de vedere juridic. Pentru că nu a avut în loc o consultare populară, un referendum să vadă vor desprinderea din România să nu. S-a optat la Ploiești câțiva străini apatrizi de țară și au semnat și iar la acea hârtie care este ilegală și astăzi este în picioare. De aceea, ca să o scurtez, cred că ar trebui să întocmim o declarație și domnul primar, așa, ca să o adoptăm în acest consiliu. Declarații de unire cu frații noștri. Este normal. Este firesc. Pentru că nu trebuie să fie graniță între noi și noi. Nu trebuie să fie un râu. Așa cum e Mureșul, cum e Oltul, nu? Nu ne desparte frați de frați. Unirea face puterea. Deci, domnilor, mă scuzați din această intervenție, consideră că sunt meritat. Și am să rog pe domnul primar ca serviciul redacției contabilitate ce aveți să întocmeți o declarație pe care voi să o aprobăm. Consider că este necesar. Suntem români. De la Deceba. De la Drobnihete. Deceba de la 2000 de ani. De la Drobnihete. Mai înainte. De la Lisenbach. Mai înainte. Care într-o luptă cu corpoarele migratoare i-au luat, i-au învins. I-au luat prizonieri și după ce i-au bandajat de vrăjări și le-au dat de mâncare, i-au trimis un domeniu. Iată ce suflet bun românesc aveau acum 3000 de ani înaintașii noștri, care pe atunci se numea Tracia, era mai mare. Se numea Tracia, după aceea Dacia și după aceea România. Mulțumesc, domnul, pentru... Eu vreau să adaug câteva cuvinte. Este salutară intervenția domnului consilier Lungu. Este un moment pentru noi, atât pentru noi ca și comunitate, dar și la nivel național. Astăzi, anul acesta, în 2018, este centenarul. Și nu întâmplător, și nu așa, domnul consilier Lungu mi-a stârnit în... un sentiment de patriotism. Vă promit, domnul consilier Lungu, că în următoarea ședință de Consiliu Local o să avem un proiect de hotărâre. Vă promit și cred că știți că mă țin de cuvânt, o să încerc luna asta să avem un proiect de hotărâre în care să ne înfrățim cu o localitate de dincolo de Prut. Cu o localitate pe internet, din care frații noștri trăiesc și muncesc pe aceste meleaguri. Încă o dată mulțumesc, domnule consilier, pentru inițiativă și da. Este un lucru bine gândit și bine venit. Mulțumesc, domnule consilier. Pentru că, domnul primar, România nu avea numai 237.500 km pătrați că țara asta. Avea peste 3.000. Și nu avea 3.150 de km pe graniță lungită. Avea peste 6.000. Așa trebuie să facem granița. Și dacă ei vor să vadă și din partea noastră, dar trebuie toate consiliile locale din România să ia inițiativa noastră și să facă același lucru. Mulțumesc, domnule consilier Lungu. Aș vrea o obiecție privind la punctul ăsta. Ideea este foarte bună. Însă, nu de mult, mai bine că frații noștri moldoveni au avut alegeri. Da. Și nu prea s-au prezentat la vot. Trebuie să fie ei convinși. Că din partea noastră a poporului român de aici, nu cred că există probleme, că noi suntem unul cu ei. S-au ales un produs. Nu cred. Ei nu sunt convinși. Da.
Da. Bun. Trecem la ordinea de zi. La primul punct al ordinii de zi, proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului local cu comunele Petru și Bacău. Pentru început, comisiile, dacă sunt de acord cu primul punct al ordinii de zi și dacă... Trebuie discuții. Discuții. Dacă comisiile și-au dat acolo, după care facem discuții. Și-au dat acolo comisiile. Comisia numărul 1. Comisia numărul 2. Mașina de aici, fost odată. Nu știți? Comisia numărul 2. Comisia numărul 3. Cu anumite amendamente, de acord. Cu anumite amendamente. Trecem la discuție atunci. Înainte de toate, domnul primar, prezentați-ne proiectul de hotărâre. Propunerea Consiliului Local al Comunei Mijel, județul Bacău, adoptarea următoarelor proiect de hotărâre. Consiliul Local al Comunei Mijel, județul Bacău, aprobă bugetul local al Comunei Mijel pe anul 2018 cu sumele totale de 5.197,63 lei. Și de aici o să începem. Impozitul pe venit, cont 0302, cu suma de 3.000 lei. Sume alocate din cote defalcate de impozit pe venituri, echipări bugetare locale, contul 0402. Suma de 850.000 lei. Alte impozite pe venit, profit din câștig, din capital de persoane fizice, contul 0502, cu suma de 3,72.000 lei. Venituri proprii din impozite și taxe locale, contul 0702, în suma totală de 265,01.000 lei. Sume defalcate din TVA cu valori adăugate pentru finanțarea cheltuielilor decentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor. Contul 1102, cu suma de 3.636.000 lei. Alte taxe pe venituri speciale. Contul 1502, suma de 27,68.000 lei. Taxe pentru utilizarea bunurilor autorizate utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități. Contul 1602 cu suma de 146,63 lei. Venituri din proprietatea concesionării. Contul 3002 cu suma de 41,20 lei. Venituri din prestări și servicii și alte activități. Contul 3302 cu suma de 10.000 lei. Venituri din taxe administrative. Contul 3402 cu suma de 8,57.000 lei. Amenzi, penalități. Contul 3502, suma de 110.000 lei. Diverse venituri. Contul 3602, cu sumă, deci aici nu avem. Deci nici următoare nu avem. Subvenții la bugetul de stat. Cu contul de 4202, în suma de 95,82.000 lei. Deci total din venituri s-au repartizat astfel. Administrația locală, cu contul de 5102, suma de 2555,29.000 lei. Cheltuieli de personal, 1813,95.000 lei. 59, mă scuzați. Cheltuieli materiale, în sumă de 441,70.000 lei. Investiții, 300.000 lei. Alte servicii publice generale, contul 5402. Nu avem? Nu avem. Transferul din bugetul local pentru protecția copilului.
Contul 56.0207, suma de 300.000 lei. Ordine publică. Contul 61.02, total suma de 52,60 mii lei. Protecția civilă și cheltuielile materiale. 2,60 mii lei. Investiții 50 mii lei. Învățământul. Contul 6502 în sumă de 413,50 mii lei, din care cheltuieli materiale 354,50 mii lei. Și burse 59 mii lei. Tichete gratis. Astea sunt tichetele CES. Da, CES, da. La, așa, da. La cultură, contul 6702, în suma de 413,50 mii lei, din care cheltuieli de personal nu avem, cheltuieli materiale, 354... Cum cheltuieli de personal avem? Avem, nu, cheltuieli de personal nu avem, cheltuieli materiale avem. Avem cheltuieli de personal. Deci, cultură, suma de 184... Nu v-ați cheltuieli? A, mă scuzați, nu deci hai să trecem la cultură. Am uitat în altă parte, scuze. Deci cu contul 6702, da? Zic bine? Da, da. 187,24 mii lei. Cheltuieli de personal, 87,83. 78,83. Cheltuieli materiale, 108,41. Este? Da. S-a regăsit. Da. Asigurări și asistentă socială. Contul 6802 în sumă. Din care cheltuieli sunt cele alte? Cum nu mai spui scopul? Eu citesc din exemplu de urmă dumneavoastră. Nu știi ce a scris? Păi ce să-i spui cultul? Care a făcut? Susținerea. Deci la susținerea cultelor. Deci 79,92 mii lei. Investiții nu avem. Nu avem. Deci asigurări și asistența socială. Contul... Contul, domnul Surgiu, putem să ne înțelegem? Da, da, nu știu. Deci asigurării și asistentă socială 68,02, în sumă de 857,55 mii lei, din care indemnizații 729,55 mii lei, încălzire 128 mii lei. Locuințe, servicii, dezvoltare publică. Contul 7002. În sume de... Din care? Cheltuieli de personal. 30... Suma de... În sumă de 263,08. Din care? Cheltuieli de personal. 30,08 mii lei. Bunuri și servicii materiale. 233,00 mii lei. Protecția mediului. Contul 7402, cu suma de 257,97 mii lei, din care cheltuieli de personal 135,57 mii lei, cheltuieli materiale 122,40 mii lei. Acțiuni generale economice, contul 8002. 40,40 mii lei. Cheltuieli de personal, 40,40 mii lei. Drumuri. Contul 8402 în sumă de 270 mii lei. Bunuri și servicii, 105 mii lei. Investiții, 165 mii lei. Total buget, 5197,63 mii lei. Mai aveți suma, suma de 200. Așa, și suma, așa, total cheltuiel. Suma de 200.000 lei va fi utilizată în excedentul bugetar din anul anterior, într-un interviu de acoperire a golului de casă. Investiții? Așa, bun. Deci cam asta este bugetul pe anul 2018. Domnule consilier, înainte de a vă da cuvântul, eu aș avea pretenția să discutăm de capitole. Exact. Bugetul. Pe capitolul. Bun. Mă scriu la cuvânt. Bun. Atunci o să începem cu discuții. Și acum
revertoza. Deci, de explorare de motivul domnului primar, asta e în ce era. Și proiectul de hotărâre la fel. Și proiectul de hotărâre la fel. Trecem la discuții și vă rog frumos să vă anunțați cu modificarea de mână ca să luăm într-o anul de ordine. Chirurgicul. Mă rog. Și vreau să propun, domnule președinte, cei care se înscriu la cuvânt vorbesc. Deci, iar cei care nu se înscriu, deci, domnule consilier, discutăm luăm cuvântul pe capitole de stat. Exact. Chirurgiu, domnul Lungu, mai e cineva la, de, la discuții? La primul, la primul capitol. Aici, aici. Da. Mai e cineva? Nu? Rămâne s-a deschisă. Domnul Lungu. Da. Deci trecem la primul punct. Deci, înainte la începe cu primul punct, ce vreau să vă spun? Și vreau să vă întreb. De ce nu mi s-a pus bugetul detaliat? De ce mi s-a pus doar numai niște cifre? Asta vreau să confirmați, domnule secretar. Deci, este ilegal. Votăm doar niște cifre. Unde este bugetul detaliat, să știm cum se încheie acest bani. Sau cum o să dau în cifre? Administrația publică. Deci, abordarea 3 este puncte. Deci, deci, ceea ce am zis, ulterior la ședințele, nu ne se pun documente. La ce începe domnul secretar să ne confirme. De ce nu am primit bugetul detaliat? Documentele care le-ați primit în invitația la ședință sunt cele pe care le avem. Domnul, bugetul detaliat, să știm pe ce se chema. Niciodată nu am primit. Ba da, domnul. Nu, eu nu am primit bugetul detaliat. Da, da, da. Eu nu mă refer la dumneavoastră, nu sunteți executiv. Executivul trebuie să ne pun la dispoziție bugetul detaliat. Doar nu votăm cifre, votăm un buget, să știm și noi cum să cheltuim bani, nu numai cifre. Păi și cine e executiv și cine e? E dumneavoastră sunteți executiv. Nu știți? Au, nu ați aflat cifre. Sunteți executiv. Da. Acum încep cu contul 5102. Da. Deci, ca să spun în bani vechi, nu ne-am prea înțelege, deci undeva administrația locală, cont 5102, undeva, la 25 de miliarde 550,29. Deci ca să înțeleg, 25 de miliarde. Ce înseamnă 51,02? Cheltuieli de persoană, adică de salarii. 18 miliarde 130,59. Cheltuieli materiale, care de asta v-am cerut bugetul detaliat, 4 miliarde 40,70, adică pe ce cheltuiți materiale? Nu, de acord sunt cifrele. Dar pe ce? Avem și noi. Domnul consilier, mai întreb, proiectul este aprobat sau se vorbește după? Nu, haideți un pic. Haideți să rămânem lucrurile ca să ne înțelegem. Probabil că mulți dintre noi nu înțelegem. Deci privește materiale, avem la următorul punct de vedere. Următorul punct, domnule, ce discutăm noi aici? Următorul punct, domnule. Păi cum facem? Aprobăm bugetul și facem aportăm alături? Nu, discutăm pe capitole, însă eu cred că știi... Eu mai întreb, programul de achiziții se face la sfârșitul an anterior, adică 2017. Deci ca să avem și noi propuneri pentru așa ceva. Ei nu s-a făcut după ce aprobăm bugetul, dar ce rost mai are? Ce rost mai are să mai aprobăm? Când le-a aprobat? Păi ce să mai aprobăți? Păi dacă l-am aprobat acum, ce să mai aprobat? Doar aici... Ce să mai aprobat? Ce să mai aprobat? Păi n-am acest lucru. Dacă l-am aprobat, sunt lucruri. Dar nu e bine. Haideți să spun, nu ducem, nu ducem cetățenii într-o altă zonă. Deci noi acum vorbim de buget, nu de plană. Deci vorbim de buget. Da, mă, asta este. Domnul, ăla este altceva. Domnul, să vă spun, dacă vreți să trecem la bugetul, ăla este o expunere de publicitate bugetesc de doamna ingineriniță, în care toți angajați, care nu n-am fost întrebați, dacă vreți să știți, n-am fost întrebați și consiliul local ce propunere avem. Doar angajații au făcut o estimare. Pe ce trebuie? Calculatoare, hârtie, și au fost să fie listă. Dar noi trebuia să știm de el înainte. Planul de acțiune se aprobă de, se aprobă înainte. Deci se aprobă după. Da, 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 domnul, se aprobă după. Domnul, discutăm bugetul. De ce nu știm eu oare? Acum aprobăm bugetul în plan. Îl aprobăm după. Dar aprobăm bugetul. Ce rost mai are pe acest plan? Se aprobă după. Facem deja. Facem acolo următoarea. Nu mai faceți. Domnul președinte. Hai ca să ne înțelegem. Haideți să ne înțelegem ca să înțeleagă cineva de ce se întâmplă în ședința. Dacă
Ordinea de zi a fost prezentată așa, în felul în care a spus-o primăria. Bun. Dacă este vorba de trecere, le am zis. De ce să trecem la vreo să nu avem să ne la nu vreau să ședința. Trebuia aprobată de luna decembrie cel târziu. Suntem în luna februarie. Hai să nu complicăm lucrurile, pentru că facem lucruri și noi corect. Este o ședință prea importantă ca să ne luăm din nimicul, da? Până la urma, urma cheltuielile materiale se rezolvă de aici. Domnul președinte, dați voi să vorbesc sau vă dați? Dar nu complicați să nu are rost. Domnule, vă spun și voi cu așa, dacă vreți să nu. Stați un pic, vă spun și noi. Dacă tu vezi lămurit când nu l-ați studiat, vă dau bine. Păi, nu știu. Am promit de doamna inginerului. Da. Există multe motive. Expunerea de motive a prezentului hotărâți prin aprobarea este făcut în 16.1.2018. De ce nu s-a fost pe ordine de zi? Și de ce nu s-a discutat? Asta a spus domnule consiliul de aprobare. Expunerea de motive de doamna inginer semnată este făcută pe 16.1. Încât suntem domnule consiliul. Așa. De ce nu s-a introdus pe ordine de zi? S-a aprobat? S-a introdus oasă. Păi și eu. Nu înțeles, nu vă contrazic. Dar acum aprobăm bugetul. Și, domnul, să facem o diferență între buget detaliat și un plan de acțiune. Deci o diferență foarte mare. Asta este doar, uitați-vă, ce compartimente s-au făcut din cadrul primăriei. Doar nu mă angajați primăriei și dau părere. Ce întrebe noi, dar noi consilierii ne-am întrebat și noi ce părere avem. Acum mai înainte, domnul viceprimar, pentru că a spus că avem o atribuție că o să vinem cu propunerea cetățenilor. Nu ne-a dat cineva ocazie să vin cu propunere în acest proiect, în acest proiect, mă întreb. Atunci ce rost mai are să mai discutăm, dacă discutăm doar numai ce fac angajații și executivi? Dacă nu, nu ne lasă să vorbim, atunci ce rost mai? Deci, domnul consilier, atunci, din experiența asta, pe zi de care o arată, numai un pic. Știți prea bine că, că atunci când se votează bugetul, noi putem să discutăm pe capitole exact. Și să hotărâm o repartizăm și noi sumele. Exact. O supunem la vot. Exact. În forma prezentată de executiv sau exact. De acasă. Asta facem noi astăzi. Exact. Ce vreau să spunem? Nu, asta vreau să... Pe ce am spus altceva? Pe ce am vorbit? E ok atunci. E ok atunci. Păi de ce nu m-a lăsat? De ce m-am interesat? Vă vreți să acolo? Electoratul? Nu, dar nu mă înțeleg, chiar nu mă înțeleg. Dar domnul consilier, discute exact contul 5102. Eu știu ce întreb domnul să consemneze. Eu știu ce întreb, dacă nu știi ce întreb eu, e tot altceva. Eu întreb bugetul detaliat din un plan de acțiune. Deci faci o diferență între una și alta. Eu întreb buget și să vă rog să consemnați. Bugetul detaliat, noi votăm buget. Nu văd un plan de acțiune. Faci o diferență. Deci nu mai aveți să vă luați să vă puneți așa. Deci am spus, iar investiții, deci am întrebat că eu materiale care sunt de tot. Deci investiții, 3 miliarde. Care sunt investiții, domnule, poți să le așa? Da. Pe mă întrebăm asta. Dacă am ajuns la capitolul ăsta și dacă chiar m-ați întrebat, chiar vreau să răspund. E, iată, da. Pentru că și acum o lună, și acum două luni, da. Și din câteva luni și în fiecare an, din vreo 10-12 ani, așa. Eu, ca și reprezentant consilier și din satul ăla, da. Propun ca de suma 300 de mii... Ascultați-vă, scapa de propunem asta, vreau să vorbesc tu. Lăsați-mă un pic conversat.
Deci asta vă spuneți, sunteți pus ca să mă progresați. Deci nu am propus. Cum dar să cine știu ce sunteți să faceți parte? Ne-am propus să discutăm fiecare cauză în detaliu și să cădem de comun acord cum ne fac de asta. Și atunci, de ce nu mă lăsați să-mi propun? Poftim. Poftim, propune. Trebuie să fiu de acord cu punctul dumneavoastră? Nu. Lăsați-mă, dragi. Domnul Cosec, mă mai spune. Lăsați-mă să spun probleme. Ascultați, nu mai propuneți, faceți simile dumneavoastră. Lăsați-mă să propun și eu. Bine, dă-l, fac. Deci am vorbit de contul 51.02. Deci 18.130 cheltuieli de persoane ca salarii, cheltuieli materiale 4.470 iar investiții 3 miliarde. Investițiile, eu nu te întreb pe dumneata domnule Păța, ci îl întreb pe domnul viceprimar, că citesc din expunerea dumneavoastră de motive. Așa nu vă mai faceți important. Domnule viceprimar, explicați-ne ce strata de salariu 18 miliarde, cheltuieli materiale 4.400.000 și investiții 3 miliarde. Pentru că, repet, nu avem bugetul să-l fi studiat. Vă întreb dumneavoastră, explicați. Domnule, vreți să spuneți că n-ați avut material la îndemână? Nu, eu nu am. În ședința de comisie ați discutat, domnul? Domnule, consilier. Domnule, v-ați mai întâi din ședința de consilier, aveți ședință de comisie. Da, domnule, eu s-a prezentat cu stau cu fete, am doamna ingerbița, iar doamna contabilă nu se prezintă, domnule, ca să vă spun. Nu. Ia trebuie să vină să... Dumneavoastră nu știți că e doar prezentat în comisie, doar a stat în birou. Să știți că ședințe nu se fac în birou dumneavoastră. În sala de ședințe, cine am vrut să... Pismatul care a fost prezentat în sala de ședință. Din care a participat și Ursu, care face parte din Comisia Bugetului. Bun. Eu am discutat cu fetele și acolo am discutat. Domnul Sorociu, vreți să ne prindu-i doi și noaptea? Ei, nu da. Sunt convenționat cu cine v-ați întâlnit și unul ați discutat. Nu am urmat din ședința de comisie, domnul Sorociu. Da. Ați vorbit în fața aia de ședință de comisie. Domnul Sorociu, de ședința de comisie nu se face prin birou la fete. Consilierii care sunteți în comisie. Păi noi am discutat, dar a dat fost unul din comisia mea și cum eu l-am spus. Domnul, dar să vedem aici de față. Bun. Cine ne-a rămas? Ne-a rămas la 3.000, la 300? Ce investiție v-a făcut? Da, investiție vă spune ce a fost. Este ce a fost civic, domnul Surgiu, ca să dăm drumul la materiale, la studii și ceea ce trebuie să facem, cu ce a fost civic. Deci asta a fost dumneavoastră. Da. Dar de ce n-ați aprobat proiectul nostru care nu e în urmă cu el? Domnul Surgiu, vei da pe ce? Atunci nu avem buget, acum vorbim de buget. Și cum așa nu faci? Așa nu cred că aveți bani trebuie. Ați avut trebuie. Nu, anul trecut, în ultimile luni, sunt primării care nu au putut să-și plătească salariul. Dar nu trebuie, domnul. Eu vă spun ce am prins în proiectul metru. Am înțeles. Da, nu. Trebuie la cel civil, nu? Dar ați avut de ce n-ați apărut proiectul? Păi poate la... Păi ce? Domnul! Domnul proiectul, hai! Domnul Chirțăru, că v-am întrebare. Dar de ce dumneavoastră v-ați luat decizii și nu ne întrebați? Domnul Surugeu. Dumneavoastră vă credeți într-o emisiune de știu sau creștii. Aici vorbim de bugetul local, la cum e legătură, nu întrebați, nu întrebați sau ce-i spune. Nu mai întrebați. Nu mai întrebați. Nu mai întrebați. Veniți cu întrebări pertinente și nu mai veniți. Dar mai veniți să faceți cu domnul Curgiu la punct, la capul ăla. Întreb, din ce constă cheltuielile de personal în 18 miliarde? Care sunt? Ce să spun acum? Salariul de domnul. Dar domnule, o să vă spun eu acum dacă nu vrea să vă spun. Uitați. Deci din capul meu și din grila de salarizare care îmi prezint, care s-a aprobat de către Consiliul Local, dați-o este aici, am studiat 6 persoane, nu mai multe, și dau citire. Echip Sorin, viceprimar cu atribuțiuni de primar. Salarul de 95 de milioane. Deci a fost dat. Crăciun John, care este consilier aici, și nu mult, este consilierul dumnealui, așa personal, 71 de milioane. Cu atât cameră, viceprimar. Vă lăsați, am grila de salarii. 71 de ce spune? Cât aveți? 75? Eu vorbesc din el. Nu, domnule, vorbesc din bugetul. Domnul... 7.077, da? Domnule, ați adus cu viața ședința? Cât i-am gândit sau cât e vorba de numele, nu vorbesc. Da, domnule, nu vorbesc, aveți răbdare, dar aveți tot timpul vorbesc. Eu doar vă lăsați să vorbesc. Așa, poate că aveți consilier local cu atribuțiuni de viceprima. 7.600, adică 76 de milioane. Contabila, Elisabeta, deci are 72 de milioane 580, dacă mai are și un spor. Călin Constantin, fiul contabil, 51 de milioane. Nu e la următorul salariu, mai sunt mai sus cu salariul. Nu, domnule, dar eu vă spun ce, vă spun 6 de milioane. Domnul, ce-i să expirate? Domnul, eu vă dau eu, dar cine m-a pune, dar l-ați propus mai, eu vă dau citirea mea. Domnule, vă dau și cum. Și Stanuia era bibliotecară cu un salariu de 65 de milioane 70. Deci am făcut un calcul undeva de 400
40, deci 4.427.000. Deci adică la un an întreg, pe 12 luni, are 5.300.000. Deci 6 persoane într-un moment de bugetul ăsta ne ia 5.300.000. Iar la investiții, care spune domnul și-a făcut centru civic, și cu tot ce se mențește, de 5.150.000. Traziți concluzie, 6 oameni cheltuie mai multă investiția cu mărbire. Dintr-un milion de euro. Asta am spus. Asta am spus. Mai avea? Da, domnule, mai avea, domnule, mai avea, nu mă lăsați să țin. Lăsați-mă să vorbesc în tot. Deci, acum, administrația locală, cum? 51 de ani am spus. Cultură, bibliotecă. Nu, nu. Am spus un salariu de 78, deci la cultură am lăsat. Nu? Așa. De 78 până 60 așa, locuință, servicii și dezvoltare publică, cont 70.000. Deci, bune să nu timp salarii. Salariile ajung toate din bugetul nostru de 20 de miliarde nostru, fiindcă deoarece n-au fost prinse toate într același cont și nu știu de ce. Întreb, de ce defalcate mai multe conturi? Ce înseamnă acțiuni generale economice? Noi nu avem nici în organigramă și nici în grila de salarizare. Ce înseamnă locuințe, servicii și dezvoltare publică. Noi nu avem prinsă nici în organigramă, nici în... Hai să ajungem acolo, dar am spus. Hai să ajungem acolo, capitole. Domnul, v-am spus contul 500 de salarii, ia să mă la salarii. O să ajungem și acolo, dar vă spun. Toate astea la un loc, la un loc să se înțeleagă, e undeva la 25 de salarii. Hai să înțeleg, la un loc. Când suntem în față, la mai obicei, când suntem în spate, când suntem la mijloc. Nu v-am spus, acum. Deci o să vorbim să întrebați și nu știu să răspundeți, nu știu nici eu să vorbesc. Ai făcut mențiune la punctul ăsta, o singură mențiune vreau să fac. Da. Fiindcă asta e realitatea și trebuie să o recunoaștem. Pe noi vede multă lume. Exact. Și tocmai de asta trebuie să încerc să mai explic și eu așa cum vă aduce. Salariile care sunt astăzi și care iau salariați de primărie și executivul, sunt date conform unor legi. Da. Nu și-au dat ei salarii de la ei putere, ca să ne înțelegem. Da, să nu mă înțeleg. Dacă îmi făcea primarul 200 de milioane, așa au votat guvernul, 200 de milioane. Nu vreau să ducem lumea în eroare. Da. Asta e realitatea. Astea sunt salariile dânșilor, așa cum sunt și la Berlin și în toată țara. Îți trebuie să vorbim acum. Noi nu putem să-i acuzăm. Dacă mâine ai să poți să ajungi primar, n-ai să comentezi că ai salariu mare niciodată. Bun. Nu vreau să comentezi. Nu are importanță. Dar vreau să nu putem să contestăm salariile oamenilor. Pentru că mi-aduc aminte ca cu 2-3 luni în urmă, când se punea în discuții salarizarea personalului, v-ați ridicat dintre dumneavoastră și ați spus, fă, salarii mici, că trebuia să ne mărim noi toți în local. De aceea am ajuns acolo să discutăm salariile mari. Ce vorbim acum? Hai să spunem. Hai să spunem reale și nu se poate afla. Deci chiar nu vreau să fac politică. Așa stau lucrurile. Lăsați-vă că așa stau lucrurile. Cum nu stau alea? Dar și știți dumneavoastră ceva și nu știu noi? De voastră ce înseamnă ce se vede aici? Ce salarii sunt ale celor... Domnul, uitați, bă! Domnul, știți că sunt contestate și sunt anulat Consiliul de Consiliu Local? Vă dau citire. Hai ca să nu mă rupulez. Domnul, vreau să mă rupulez. Domnul, mai sunt și alții care vor să iau. Din 15.5.2017 este anulate dispoziții de primar și care și domnul vor să iau. Domnul, vreau să mă rupulez. Domnule, bugetul prezentat de domnul primar. Da, dar vă rog la cameră.
care parte din portul la portul de este semnat de domnia sa, dar se bazează de la portul compartimentului de specializare desfăcut de doamna fondare. Dacă bugetul de aproape 52 miliarde de lei care este cel mai important proiect pentru anul 2018, noi îl aprobăm, dar doamna contabilă care a făcut acest proiect, conform legii, primarul este primarul, el îl prezintă, dar face contact cu compartimentul respectiv. De ce nu este prezent aici să ne dea niște lămuri? Pentru că niciunul din noi de aici nu suntem contabili. Și chiar dacă ar fi contabil, bucătăria e domnul, bucătăria domnii sale, nu-i bucătăria altă contabilă. De ce nu este doamna să-mi spună mie aici, doamna contabilă, că din 300 de, din 3 miliarde excedent încasat în 2018, în afara bugetului, aprobat de noi, într-o ședință anterioară, văd că mai apără numai 2 miliarde. Ce s-a mai întâmplat cu 1 miliarde pe parcurs? Să vină, nu domnul primar, nu trebuie să cerem unui om care nu depinde de dânsul ceva. Doamna contabilă să vină aici să-mi răspundă, să-mi răspundă mie la acest subiect. Și poate și alți consilieri au probleme. Deci, noi suntem de bună credință, dar ia și atenția aici, că e vorba de bani și-i băja. Vine curtea de conturi. Nu, domnul, poate spune. Și n-are o fie plătit miliarde. Ia să vină să răspundă dacă este legal sau dacă nu este legal. Din 300 au rămas 200. Unde e un miliard? Domnul Lungu, da. O intervenție discută. Domnul, să nu mai răspund, te rog frumos. Nu să vă răspund, hai să vă cu avii idei. Hai să vă răspund. Da. De ce?
banii ăștia să deinformeze că de școală de la urmă. Ca să le rău după 12-15 ani de pe nici apună. Dacă mai aveți propuneri, când ai nevoie, propuneți atunci. Propuneți atunci. Și tu, ce spuneți de-aia, propuneți atunci. Vreau să propun, domnule. Păi nu mai lăsa, domnule, că tu întrebi ședința. Numai tu trebuie să propun și plătești. Deci, a treia ne propune. Domnul Costea, mă lăsa să propun. Domnule, eu propun așa. Din acești 3 miliarde, din 3 miliarde, eu zic că cel mai urgent ar fi apa în comun. Da. Și eu nu școala. Școala este și altă prioritate și vă spun de unde să nu mai și pentru școală. Eu vă pun probleme din bugetul ăsta. Dar lăsați-mă să vorbesc. Deci eu din fondul de 3 miliarde propun decaptarea unui noi rețetor și produse rețea. Asta propună, fiindcă eu cred că mai bună este apa cetățenilor decât altceva. O să venim și cu școala. Școala cum a stat pe timpul dumneavoastră, domnule Costea, o să mai stea câteva luni. Dar la toate cetățenii vor sta. Hai și vă propun. Ce eu propun, ali, trotuar în centrul de mers, că e numai meu. Păi ați vorbit. Nu din picioare. Îi dați de mașină, mă opriți un copil acolo, la două mi-am potezut cu capul, de așa. Domnul, nu certăm între noi. E frumă, dar nu certăm între noi, nu. Nu avem buget aici, nu avem buget aici cu 2018, cam asta este. Dar ce vă rog, dacă noi tot am depus atâtea proiecte, nu s-a făcut nimic. Le-ați respins tot timpul. Domnul Costea, știți foarte bine că am depus și pentru Poiana și Feriga. Am depus. Nu ai făcut respinderea. Cu A, proiectul pentru extinderea rețelei, proiectul pentru centru civic. Îl avem deja, avem dosarul de acolo, dar le avem aici. De ce le dăm într-o parte? De ce le ascundem de ele? Sunt ale noastre. Ce v-am spus eu cu trei? Suntem împreună. Nu neapărat că e făcut de mine, de Sulugiu sau de Lungul. Nu. Suntem cu toți aici în comun și vreți să le facem pentru. Dacă ne-am propus să modernizăm ceva, cum mai înainte domnul primar a spus că fiecare consilier să ia agenția. Ei sunt depună și amendamente, proiecte, chestii, cere. Am depus foarte multe cere. Am depus cu domnul din Bălăneasa. Am depus cu podul domnul fost primar, domnul John, care m-a felicitat odată, să îi place, că am inițiativă de să fac ceva pentru cetățenii comune. Dar nu s-a pus la aplicare. Acum, dacă tot avem bănuții așa, să lăsăm, înainte de altă, trebuia să fim și noi consultați un pic. Băi, fiecare consilier, băi, ce propunere aveți? Asta îmi doream. Ce propunere? Să faceți un drum, să faceți o... Ucer. Asta e ceva întoare. Dar dacă începem să încercăm, nu pun într-o parte. Cu propuneri drepte. Nu că tu vrei 10.000 pentru... Nu. Propuneri drepte. Nu propuneri unii care ajungi, dacă sau... Nu, propuneri drepte. Noi nu facem propuneri. Noi ce facem? Am depus proiecte. Vrem să... Vrem să se depune proiecte respective. Vrem să le duce la bun sfârșit. Pe care le avem? Cu centrul civic, cu extinderea rețelei de apă, cu drumurile modernizare. Asta ce propune. Domnul Cadmui, nu facem. Deci, la camere, nu poți face mare lucru. Domnul Costea, nu poți face mare lucru. Uitați! Aveți vreo propunere la capitolul ăsta? Vă întreb. Domnul Costea, nu știți de unde poți la capitolul ăsta de trebuie? Avem. Vă rog, faci o propunere. Suntem cu cine? De 3 miliarde. Dacă începem și depunem proiecte respective, care avem noi, chiar ne ajung bani. Nu toți bani. Nu toți bani. 10. Mai avem și mai multe bani. Deci, vreau să propuneți casă cu bani și dacă să proiecte. Nu! Sunt propuneți de la proiectele pentru centru civic și pentru extinderea rețelei de apă. Deja au propuneri. Au propuneri. Păi, dar nu sunt eu. Deci, nu faci propuneri. Exact, doamne, nu am spus înainte. Păi, dar de ce l-ați respins tu la trecutul proiectului noastre și acum le-a aprobat? Ce ați făcut? Dumneavoastră gândiți un singur lucru. Dar nu este ce am propus noi? Ce am propus? Nu. Trebuia să se aprobă. Și nu deranjează dacă se trebuie și chiar. Nu, dar nu mă deranjează. N-am zis ce vorbim aici. Chiar foarte bine. N-am mai certat. S-a respins, dar ne-i servim cu s-a trezut la realitate și finanțează doar acea lucru civil. Să nu ne mai certăm și să punem toate lucrurile cu... Băi, așa au făcut și fratul, băi! Dar... Așa au făcut și fratul când era primar! Așa au făcut și fratul cu Oscar Ionel! Ce-a fost să arunci și părnă aceea noi, o va avea cazul cu nerii! Hai că... nu-i frumos, nici pe toată. O propunere pentru... Nu-i propunere, domnule.
prostii care vorbește executivului, să vadă aia propunerea a doua și propunerea a treia. Da. Eu avem trei propuneri aici. Cu privire la cheltuirea acestor 300 de lei. Eu s-am propus de către primărie pentru cercul civic, toată suma. Să nu s-a propus Abțin
a vorbit de capitolul 5102. Ce-am supus? Doar eu, ce-am supus? Să ne înțelegem? Vă dau un judecată, domnule! Am discutat că avem 5602. Deci cum v-am spus? Domnule, dar aia nu se face, ați face propunerea estimației. La urmă, ați ales de ieriță, vă le votăm degeaba. Nu votăm propunerea ta. De nu știu ce trebuie la mare să fie o altă. Cum să putu prostirile astea? Vă dau un judecat, domnule! De cum să putu treaba asta și nu știu pe altă? Nu știu pe altă. Așa, domnul președinte! Domnul președinte! Hotărâți-vă, măi, fraților, ca să știm ce faceți!
Da, o să citesc primul articol din buget și o supun și spre aprobare. Ascultă, Consiliul Local al Comunei Livezi de Zbacău aprobă bugetul local al Comunei Livezi pe anul 2018 cu suma totală de 5.197.063 lei, care se compune din... O să-l citesc iară? Nu. Nu-l mai citim. Să-l cit toată. Supun spre aprobare bugetul local. Dar nu mai știu să vorbim? Deci supun spre aprobare bugetul local. Cine este pe? Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă. Dacă știa, s-a votat, da? Da, nu. Dacă știa, nu mai făceam bărbat, el era sigur deodată. Cine este împotrivă? Cine este împotrivă? Cine este împotrivă? Dar ce, doamne? Domnul Sergan, spune la cine? Spune la cine? Ce ați votat? Bugetul local. Bugetul local, am votat. Domnul Sergan, votați fără discuții. Spune cine? Deci am spus prea aprobare bugetul local. Domnule, s-a votat cu pe. Nu voturi pe. Domnule, vă întreb, domnule secretar, fără discuții. Domnule, știți, domnule, din sală, domnule, ați judecat, vă plec la doar. Votați fără discuții. Președintele de ședință a supus la vot proiectul de hotărâre. Am proiect și l-a spus pe acolo. Nu, hați să domnule, domnule secretar, trece la cine este împotrivă? Cine este împotrivă? Dar nu avem ce fi împotrivă când votăm. Pentru că nu vrea. Dar nu avem ce fi împotrivă. Ăsta nu vrea. Eu aș dori, dar nu vrea el. Ce mai zic? Vot împotrivă domnului. Ce mai zic? Da. Ați văzut? Celelalte... Nu, fata, nu participăm de loc! Cine s-a abținut? Domnul secretar, nu participăm de loc, nu-i mascarada! Este mascarada! Domnul președinte a supus la vot! Domnul președinte nu știe, domnule! Domnul președinte! Domnul secretar! Nu pot să îți aprob un buget! Domnule, vreau să mă înțelegi! Domnul secretar, este ilegal! Vă rog frumos cu însemnat! Buneanu Mazărian, am venit de domnul Surugiu? Eu vă spun acum. Deci este ilegal, vă rog să sancționați prefectura. Așa s-a scris că eu din ei cursi meu. Într-un cut s-a votat acest proiect și vreau să-l trebuie toți consilierii dacă aveți acest buget. Da. N-avem. Deci ați auzit n-avem. Domnul Costea, îl are? Ce era tipul ăsta? Nu l-are. Domnul mă lăsați să vorbesc cu semnat. Că eu o să numesc. Eu trebuie să număr acum votul. Eu nervus eu. Cum nu ne vot? Nu. Eu, deci, trebuie să trimite mai departe, pentru că... Domnul Surugiu, vă abțineți sau puteți să potrivi? Nu, domnule, nu poate să vorbesc de tot, mai și abține. Împotrivă, da? Cine se mai abține? Cum se participă la un buget să apropie un punct? Așa, deci eu vă abține de doi, nu cu Nicolae și Surugiu Daniel, da? Nu, n-avem niciodată să vorbim. Deci, e ilegal, o să contestă asta, dacă e pură. Așa, după aia, dar Boleanu Adrian, Ghenetu Claudiu... Deci, da, 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 da. Da, asta e în țara pentru. Să mai documentează un pic? Ahoță, mă, mai țara pentru, mă, ahoță! Bine, nu vă rog. Dar așa spune ceva cu ideea. Ahoță! Ai votul sunt? Păi nu știu, mă, nu am ce-o zic. Da, asta e țara ahoță. De la PS. Deci voi sunteți în nouă. Deci mă, ce-i provoc? Care ahoță? Domnii invitați, poți de până și în proiect. Dar vreau să vedeți, aveți dreptul. Populația are dreptul să spună în proiect. Scrie legea. Populația are dreptul să spună proiecte la consiliere. Păi așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 pentru. Da. 10 pentru. Care 10 pentru? Nu părat mai așa. Băi, da, vreau să număr cine o vota pe. Domnule, ce se vota? Domnule, sunteți mai mult la mine, ce se vota? Și cine urmează acum? Și trei... Cine sunt de toți acum? Deci cum? Dacă cinci din toți, scuze! Nouă! Este să fie ceva cu așa? Nu, e jocul. Da, cum trebuie? Deci ai și-l potrește? Deci ai și-l potrește? Da. Trei abține. Trei abține. Da. Pom, am discutat cu zbari la... Așa. Cu noi. Da, nu mă mai duce. Nu știu eu. Ghineț și cu... Da, ai găsit aici o proiect? Da, cum? Nu mai vreau, facem de-a treaba asta. Că aveam scandalul de vânt. Deci, aprobat cu nouă vânt. Trecem la 2. Da, trecem la punctul 2 pe ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului al achizițiilor publice pe anul 2018. În Comuna Livezi, județul Bacău. Comisie, vă rog. Comisia numărul 1 a fost favorabilă. Comisia numărul 2. Favorabil. Nu știu ce. Favorabil. Da, știu.
Domnul Lungu, comisia numărul 3. La punctul 2, sunt de acord și remarc că din cauza președintelui de ședință n-am putut să votez și la proiectul 1. El votează pe primar. Primarul vrea să facă treabă și el a trecut. Și îmi regrete pentru că n-am putut să... Eu nu am votat pe primar. Ilegalitate. Domnul Lungu își exprimă regretul pentru că n-am votat. Și nu a și a altor măsuri neprivate de libertate, de
judiciar, în cursul procesului penal, conform articolul 52, alineatul 2, 5, 7 și 8. Așa. Deci propun completarea la proiectul de hotărâre. Deci în baza legii, numărul 253/2013, privind executarea pedepselor, am măsuri educative și am măsuri în privată de libertate. Dispun organele judiciare din cursul. Unu. Persoane care execută muncă neremunerată în folosul comunității vor executa acțiunile care sunt consemnate în planul de acțiuni și lucrări de interes local. Deci aici am vrut să mă respect cu dumneavoastră. Consemnatul nu știți. Domnul consilier, nu este treaba noastră. Da, cu cei care au făcut datoria au... Nu asta e, nu asta, nu treaba asta, nu este noastră. Vă rog frumos de rețință, mai aveți ceva de spus. Consiliul conduce comuna. Consiliul mai aveți ceva de spus. Dacă mai aveți ceva din comentarii. Depunem... Propun spre aprobare punctul numărul 3 pe ordinea de zi. Vă rog frumos. Păi da, dar am dat și pe punctul frumos. Cine este pentru, vă rog frumos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Dar nu am citit din legi. Cine este împotrivă? Nu, am propus și am propus amendamentul. Cine este împotrivă la proiectul propus? La proiectul 1 primar. Da, unul surugiu. Se votează în avalanșă, domnule. Nu, v-am spus, dacă nu vă dat amendamentul. Bine, da. Domnul Rungo, sunteți împotrivă sau sunteți pentru la proiectul inițial, domnul primar? Am fost pentru. Și atunci, ce nu-ți mai au comentarii, domnul Rungo? Am fost pentru. Dar recondiți omul la ședința. Recondiți. Dacă m-am mai văzut doar chiar că o să ar gândi. Pentru sau te abții sau împotrivă? La proiectul inițial. La proiectul inițial, domnul primar. Mă abțin. Okay. Deci avem așa. Unul împotrivă și o abține. Nu puteți să vă fădăți un problemă mea. Mă ajută, nu puteți să vă fădăți. Bună. Nu puteți să vă fădăți. Nu puteți să vă fădăți. Deci oamenii nu crește. Dacă avem plan de acțiune. Deci punctul 3 pe ordine de zi s-a epuizat, domnul primar, s-a votat. Trecem la punctul 4 pe ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de acces la drumul local Orășa, Drumoara și drumul comunal Prăjoaia Mateiești, DC156, aflate în domeniul public al Comunei Livez, în scopul executării lucrărilor de exploatare agregate minerale din perimetrul Prăjoaia, curs de apă de râu Tazlău, mal drept, pentru reprofilarea și decolmatarea albiei, UAP Livez, județul Bacău. Comisie de specialitate. Comisia numărul 1 a venit favorabilă. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3, domnul Rungu. Favorabil, cu mențiunea că nu poate colmata nimeni tazlău. Exploatează piatra și o vende undeva. Dacă aveți ceva de... Dacă aveți ceva de... Da, vă rog, sunt de acord. Nu m-am putut cum, mă rog. Tu ești mai proaspăt aici. Vă rog, vă rog. Eu am 25 de ani de consiliu. Poți să ai și 50, mai de învățat. Vă rog, vă spune, trebuie să vă scrieți la cuvânt, să vă scrieți la cuvânt. Mai vreți cineva să scrie la cuvânt, de la lăsa așa, ce să dorul lor. Așa, ori n-am văzut. Ce vreau să vă spun? În urma raportul comparativ de specialitate formulat de consilierul urbanist Costea Mariana, în care ne arată nimic nu știu ce aici, dar cu ce participație ne-a trebuit, decât doar noi trebuie să-i dăm acceptul, se exploatează eu oameni. Cum să vedem că nu merge prin aer? Dar nu citiți și dumneavoastră, domnule, aveți să citiți, să vedeți că nu scrie nimic din aici. Deci cum să nu fim de acord? Deci n-ai înțeles nimic din ce spune. Domnule, că n-am înțeles că n-ai spus nimic. Mă rog. Păi nu, ce nu înțeles nimic, mă rog. Păi ce să înțeles nimic dacă spune că vrea autorizație de construcții? Domnul cere doar numai? Trece la cum? Mă rog, domnule, că vă rog să cere numai că nu știu. Lasă că l-am citit să ai acolo, puteți să ne dai. Da? Asta mi-a spus, cum să nu fim de acord? Doar această persoană nu poate să treacă prin aia, cu elicopterul. Sigur trebuie să discutăm de hotărâri în care să aprobăm două lucruri. Sigur. Și ne aprobăm. Sigur. Dar ce vreți cu Consiliul Județean în puternici? Domnul Surgiu, ești planează... Nu mai știu. Da. Mai are ceva de ce vorbim? Da, explicați despre ce-i vorba. Nu mai știu. Domnul Surgiu, ești de așa. M-am documentat cu privire la punctul pe ordine de zi numărul 4, băiatul ăsta, fie mai respectiv.
respectivă, înainte de a ajunge în Consiliul Local la discuție, a fost aprobat de Consiliul Județean. Nu avem nimic comentat. Iar una din condițiile care a fost pusă de către primărie a fost ca să balasteze drumul să poate, și să lese drumul să are în bună stare. Ce mai vreți mai mult de altceva? Era bun să fie invitat de la altă parte și... Ce a zis domnul Cozea? N-a spus nimic, n-a spus nimic. A spus că n-ați înțeles nimic. Păi n-a bine spune nimic. Ha, ha, soții dumneavoastră, nu le spuneți că... N-ați înțeles nimic dumneavoastră. Domnul Cozea, spuneți la ce vă zis, nu știi. Expune-mă ce spune. Doamna Cozea Maria. Domnul Cozea, cum să rugăm noi să treacă o firmă că domnul să zboare? Bun, și? Să trecem la voi! Cine-i asta? Dar fii mai explicit, domnul Cozea! Nu, eu n-am ce să spuneți, dacă nu uitați, dacă vreți să spuneți cineva. Am văzut că nu sunt cel mai deștept. Nu-s deștept. Dar m-am învățat, de acum să vorbesc la obiect. Da. Să nu mai facem acta bursă. Corect. M-ați dacă vreți să spuneți cineva, vă rog. Deci noi am depus activ la Comisia Județeană și pentru drumurile acestor drumuri. Și pentru o eventuală construcție care să fie... Ei, asta trebuie să știm noi! Toate alea sunt depuse acolo la... Da, să vedeți cum poți să nu știm ce timp ați trebuie să nu știm. Asta trebuie. Deci v-am dat așa. Asta a fost care înțelegeți. Deci supuneți aprobare. Domnule, la ce ați înțeles? Putați că a fost ce a fost domnul. A fost un pacul de... Mai doresc și cineva să ia cuvântul? Să nu știu. Supuneți pe aprobare punctul numărul 4 progresului. Cine este Petru? Cum să nu? 3, 4, 5, 6, 7... Nu sunt bine acolo. V-aș ruga cei care aveți de spus câteva cuvinte să vă înscrieți. Nu câteva cuvinte, nu câteva cuvinte. Cât vă înscrieți dumneavoastră. Vă rog să vă înscrieți într-o anumită ordine ca să putem să... Lăsați ce dorești. Cine dorește să ia cuvântul? Eu nu m-am scris. Și eu vreau să mă întreb pe domnul primar. Da. Cine mare? Am spus cetățenii să vorbească dumneavoastră? Da, v-am spus că eu m-am scris, dar las cetățenii să vorbească dumneavoastră. Ca o persoană care are două condamnări prin sentință definitivă, poate să ocupe funcția de consilier personal. Da, vreau să-i răspund domnul Arapanu. Deci moral, nu știu, dar legal, da. Bine. Atât? Mai avem altă care? Scap. Domnul. Atât. Domnule, primarul de imam, domnule viceprimar, domnule președinte, domnilor consilieri, stimată asistență, nici n-aș fi vrut să fiu prezent la această ședință, că poate nu este moral, așa cum spune domnul. Păi nu este. Da? Mulțumesc, domnule. Cineva care... Domnul comandant, mulțumesc. Da. Ați vorbit și m-am lăsat vorbit, da? Sunt presat, poate, de ultimele ședințe, ultimele intervenții care au fost aici în Consiliul Local. Și am crezut că astăzi aici pot vedea o atmosferă plăcută și constructivă pentru comunitate, așa cum știu că se întâmpla în urmă ceva timp. Dar, din păcate, plec cu același gust amar pe care l-am căpătat de la ultimele două întâlniri ale noastre și că ședințe care au fost aici. Atunci când cred că dacă cronometram de 10 ori pe minut, pe secundă, se pomenea de numele meu. Aș dori să, pentru o perioadă de timp, acest nume, care îmi aparține și răspund, pentru că este un nume dat de tata, îl port și îl port cu mândrie, puteți să discutați orice doriți dumneavoastră despre primarul, fostul primar, sau despre funcțiile lui politice, dar nu vreau să mi se mai aducă atingere la numele pe care îl port cu mândrie, și pe care l-am primit de la moșii și strămoșii. Să detaliez un pic ce vreau să spun prin asta. Într-adevăr, nu m-am ascuns niciodată și nu ascund faptul că este adevărat. Trebuie să răspundem, să răspund și să răspundem toți la rândul nostru pentru ceea ce facem în viața asta. N-am așteptat niciodată să fiu lăudat pentru ceea ce am făcut în comunitatea asta și chiar nu am dorit să facă nimeni statuie. Și sunt conștient că trebuie să răspund și pentru lucrurile mai puțin plăcute care mi s-au întâmplat în această viață, dar sunt
forma prezentată de justiție. Nu cu acele vorbe sau acele cuvinte spuse în plus sau alte acuzații care mi se aduc de aceiași oameni care m-au acuzat, de aceiași oameni care au reclamat, care se uită în ochiul altuia și vede paiul din ochiul, dar nu vede bârna din ochiul. Pentru lucrurile astea, suntem noi condamnați și eu sunt condamnat și îi spășesc și am îi spășit. Deci, ce mai suntem? Ce mai suntem? Ce mai suntem? Vă rog frumos să mă lăsați. 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 Eu vă spun o chestie la toată lumea. Da. Dar după faptul că punctul diverse de a degenerat prin contradicții verbale, o să mă repreaz și o să vă las să nu e o discuție directă cu primarul și Da, va fi implicat și va fi de față când o să audă ce ce. Deci, nu pot... Președința nu este încheiată. Deci nu pot să fiu de acord cu faptul, așa cum spunea și domnul comandat de aici de față. Că nu este moral sau nu este legal a fi angajat, orice om în țara asta are dreptul să fie angajat și să muncească, să fie remunerat. Vă rog, nu reprezint legea, legea îmi permite să fiu angajat. Legea te-a încălcat legea, domnule. Pentru că am încălcat dispășesc, dar nu mi interzice nimeni, nu scrie, nu mi-am făcut niciun drept constituțional și vă mai anunț aici, nici măcar dreptul de a alege și de a fi ales numai. Știu, la definitiv, dar în prima fază, pe fond repercut, dar la definitiv... Dar nu intru în... Da, 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 înțeles. Eu am întrebat dacă... Deci, punctul 1. Dom'le, atât sunt angajat cu acțiune pe competențele mele, prin dispoziție verificată de instituția pe și în condițiile legii. 2. Nu pot să fiu de acord să fiu acuzat în continuare. Să fiu acuzat că am prejudiciat instituția asta cu 4 miliarde și nu știu cât, că am datorii la primărie 700 de milioane, nu am datorii. Datorii este asociației respective și domnul vicepreședinte din cadrul asociației știe, da? Și că aș întreba aici dacă și-a încasat subvenția, dacă s-a încasat să-și plătească datorii la primărie. Doi. Aia e ca lucrul eu. Am citat. Da, foarte bine, plătiți. Nu ca tine, domnule, că nu s-a datorii din urmă. Nu, eu nu am fost. Dar nu, domnule, dar ești condamnat. Pentru că am făcut bine comunității și prin condamnarea care am primit-o, eu am făcut bine. Dar nu trebuie să spunem că a făcut un bine, că el a lăsat banii și a luat ceapieurile și noi că, cum ce bucă, ce nu avem dreptul. Nu v-ați cumpărat, nu știu ce răspundeți pentru el, eu ce am cumpărat pentru mine și familia mea, răspund. Și nu am fost acuzat de asta nicăieri. Primăria nu s-a constituit parte civilă, nu a solicitat nimeni niciun bani. Mai mult decât atât, am bate documentele aici, am sănanța de neamului care spun că nu sunt fapte penale în ceea ce am făcut, doar am fost. A fost condamnat pentru conflict de interese administrativ. E culpa justiției. Domnul președinte, vă rog, a fost diverse, vă rog. Dar la ce cere? O mare soare are voie să spun punctul de vedere. Dar ce? Ordonanța de neamul numărul 26 din 2015 spune că nu sunt fapte penale care mă incriminează pe mine pentru prejudicii. Știți foarte bine, este public, puteți să o căutați pe orice site al DNA-ului sau al instituțiilor care pot să vă primi documentele astea la îndemână. La fel, condamnările le-am primit, nu pentru prejudicii, nu am un leu de dat nimănui. Și nu l-am avut. Am făcut o greșeală pentru care trag. Și răspund ce am răspuns în fața legii. Am semnat un act pe care și dumneavoastră în Consiliul Local puteți să-l faceți oricând. Mai am una, într-adevăr, și am cerut scuze acestui om. Am făcut o greșeală acolo, pentru că la vremea respectivă, așa am simțit-o atunci, politic, a fost o răfuială politic, nu am vrut să desfințez farmacia nimănui și nu vreau să desfințez farmacia nimănui. Dacă voiam să fac lucrul ăsta, nu semnam cele două acte adiționale prin care am prelungit activitatea acestei farmacii. Nu m-a interesat niciodată. Am semnat documente prin care s-au făcut investiții la acel dispensar și la acele farmacii. Deci nu mai accept cuvinte acuzatoare fără probe. Dacă sunt probe, merge și discutăm în instanță. Nu cred că lucrurile astea sunt de competența Consiliului Local, ci un om să fie provocat în continuare, doar mai face niște fapte penale. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Cu alte... Stai, să dau pentru că... Ați un pic, să dau un rând. Dar nu știu că sunt, dar nici mie. Eu așa. Deci în legătură cu statuie. Eu nu trebuie statuie, că statuie vie. El e statuie vie aici și îi plătim omului banii. Nu mai trebuie statuia. Eu cred banii așa. În legătură cu... Având în vedere... Lăsați-mă să vorbească domnul. Nu mai vorbesc. Lăsați-mă domnul. Ați înțeles, domnul? Ați înțeles?
cum se lucrează în această. Cum se lasă spune adevărul. Având în vedere că condamnarea din 14 noiembrie 2017 definitivă lui domnul Crăciun Gione, eu am spus-o și mai din mult. Pare rău că s-a întâmplat așa ceva. Eu am vrut să retrag acțiunea și m-am dus în birou, era domnul, era primar acolo, era doamna contabilă și a zis, domnul Gione, plătește despăgubirile și m-am dus să retrag plângerea. Așa e domnul primar. Domnul fost primar, așa a fost. Și m-a tăiat refuzat. Că eu mă duceam și cu domnul judecător. Eu am făcut o hârtie asta, eu o retrag. N-avea ce să-ți fac. Nu mergea la față, le trage la față. Mă prostește lumea, lumea, prostește lumea. Deci, dar ce vreau să-ți spun?